Cine e Rareș Prisacariu, câștigătorul românii Au Talent 2023? Copilul minune, care a citit sute de cărți până la șapte ani, mesaj emoționant, Doamne, ce ai vrea ca oamenii să știe? Rareș Prisacariu e marele câștigător al sezonului românii Au Talent cu numărul 13. Puștiul de șapte ani, care a impresionat o țară întreagă, a primit premiul de 120.000 de euro după momentul său emoționant de pe scenă. Rareș Prisacariu are șapte ani, e din Botoșani și e foarte pasionat de actorie. Are o capacitate uluitoare de memorare și a învățat pe de rost o mulțime de poezii, monologuri și texte de proză. Îi place foarte mult poezia, scrisoarea a treia a lui Mihai Eminescu pentru că Mircea cel bătrân este foarte ferm în raport cu Baiazit. Rareș Prisacariu i-a impresionat pe membrii juriului de la România au talent încă de la audiții și a primit Golden Busul copilul a dezvăluit pe scenă că și-ar dori ca oamenii să citească mai mult și că atunci când va fi mare vrea să fie actor și să joace o mulțime de roluri. În momentul de față, Rareș face parte din trupa șoriceilor de la actorie. În finala România au talent copilul a transmis un mesaj puternic și emoționant, care i-a făcut pe cei din juriu, dar și pe public să se ridice în picioare și să aplaude cu putere. A vorbit în monologul său despre Dumnezeu și omenire. Rares Prisacariu are doar șapte ani, dar deja a citit peste 200 de cărți. Pe lângă actorie, una din marile pasiuni ale lui Rares este lectura. A dezvăluit că până acum, la șapte ani, a citit peste 200 de cărți. Mă numesc Rareș Prisacariu, am împlinit șapte ani și vin din leagănul culturii de la Botoșani. Și vă invit pe toți cu mare drag la Botoșani, pe meleagurile sfinte ale lui Mihai Eminescu, la Ipotești. Până acum cred că am citit vreo 200 de cărți. Am citit de mic și am învățat cât de important este cititul, pentru că cititul te face din ce în ce mai înțelept. Autorul meu preferat e Mihai Eminescu. L-am descoperit prin genialitatea lui, prin poeziile lui, prin operele lui de artă. La România au talent nici nu visam să vin. Mama m-a înscris și când am auzit seara că o să trec mai departe m-au trecut toți fiorii mei. Când o să văd atâta lume, juriul o să mi se urce sângele la cap de bucurie, a declarat Rareș, care a prezentat un monolog la România au talent.